Și aveți un sfat pentru legat de feminitate, că le îmbinați bine pe amândouă, între forță și grație, patinaj, da, dans și spart lemne. Da. Cu capul. Da, da. Văd multe femei în țara asta, mai ales în România, nu au curaj. Nu au încă curaj și încredere în ele. Da. Că ele pot să facă lucruri pe care și bărbații le fac, sau poate să le facă și mai bine decât bărbații, unele lucruri. Da. Unele lucruri sunt pentru bărbați și respect și așa este. Dar când băutura, văd... da, dau un exemplu. Da. Dar când văd că femeile nu au curaj sau nu au curaj să spună sau să înfrunte ceva, suferă, foarte multe femei suferă. Ele cred că trebuie să fie supuse sau... și asta mă deranjează un pic.